Bun. Vom începe în foarte scurt timp acest scurt live despre cele trei lucruri pe care trebuie să le știți despre vaccinul gripal Fluence -Tetra, vaccinul fără înțepătură. Sfărăitul pe care îl auziți este al labradorului nostru Max. El se bucură de live-uri mai puțin. Haideți să-i dăm drumul. Bună ziua și la mulți ani, oameni buni! Vă ținem fix 5 minute să vorbim despre un vaccin inovator. Vorbim despre el pentru că în foarte scurt timp copiii noștri se vor întoarce în comunități și au nevoie să fie imunizați. Ca să scape de gripă și de marile lei complicații, singura variantă este să fie imunizați, adică vaccinați. Haideți să vă arăt acest vaccin. Acest vaccin are marea calitate că nu trebuie să fie înțepat copilul cu el, este pentru copii între 2 și 18 ani și se găsește la farmacii. Eu l-am cumpărat ieri din, din uh, Slobozia. Vaccinul se numește tetra. vedeți pe el, arată ca o seringă, vedeți pe el pentru ce sezon este, 2019-2020, scrie că e vaccin gripal, are doar 0,2 ml. și scrie că expiră pe 31 ianuarie 2020. L-am cumpărat pentru fica mea, Maria. Maria are 17 ani, deci pentru ea va fi suficient această doză. Dacă copilul noastră are între 2 și 9 ani, va fi nevoie de două doze, dar din perspectiva asta nu trebuie să vă încărcați memoria, pentru că vaccinul se obține cu o rețetă și rețeta e făcută de medicul de familie, el va ști și ce să vă scrie, să vă recomande pe rețetă și cum să vi-l administreze. Pentru că da, deși este foarte simplu de administrat, o să punem un video cu doamna Sandra Alexiu, doamna doctor de familie Sandra Alexiu, explicând cum anume se administrează, el trebuie făcut la medicul de familie. De ce trebuie să facem un vaccin care se face ușor la medicul de familie? Foarte simplu. Orice vaccin trebuie făcut la medicul de familie pentru că înaintea administrării propriu-zise este un consult. E foarte posibil ca al dumneavoastră copil să nu aibă voie să fie vaccinat pentru motive ce țin de alergiile lui sau pentru motive ce țin de starea lui de sănătate de moment și atunci de asta e foarte important să faceți vaccinul la medicul de familie. Un Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți este că acest vaccin vine în cutii de 10. Arată ca o seringă, însă cutiile arată ca un medicament normal. O să vedeți în videoul scurt pe care îl uh, difuzez chiar acum, cei de la HelpNet m-au lăsat să-l uh, filmez, că o cutia arată mai degrabă ca un medicament. De acolo ei au scos acest... Uh, seringă pentru mine și l-au pus într-un plic opac pentru că vaccinul trebuie păstrat la întuneric. La întuneric și la frig, așa cum se păstrează orice vaccin, motiv pentru care, cum am venit acasă, l-am pus în ușa de la frigider. Uh, vaccinul a costat 106 lei, aveți bonul sub plic, este mai mult decât celălalt vaccin cu înțepătură și nu uitați, acesta este doar pentru copii între 2 și 18 ani. Asta a fost, nu vă mai ținem, vă invităm să vedeți imediat după asta filmul cu doamna doctor. Este și el foarte scurt, 5 minute cred, până când ne revedem sărbătorile cu bine și un an absolut senzațional să aveți de la Pacientul 2.0. Numai bine! Bună, în minutele următoare vei afla despre un vaccin gripal, se zice gripal, așa e corect, vaccinarea e antigripală și vaccinul este gripal, un vaccin gripal revoluționar care este pentru prima dată în România. Doamna doctor Sandra Alexiu îți va povesti cum se administrează, ce trebuie să faci înainte, care sunt plusurile și minusurile lui. Arată atât de micuț și pentru că revoluționarul din el face să nu trebuiască să te înțepi, ci să ți-l pulverizezi în nas, este destinat pentru copii. Vaccinul este destinat doar copiilor, se folosește la vârste între 2 și 18 ani. El este în acest dispozitiv, să spunem că seamănă cu o seringă, dar nu este o seringă. Este în acest dispozitiv în care avem un dop care protejează, înăuntru este substanța care se pulverizează în nas, iar aici avem un piston pe care se apasă. Se apasă foarte puternic, așa încât să se distribuie dintr-o dată în nară conținutul respectiv. Există o clemă care este pusă pe piston, ea fixează jumătatea, pentru că nu e așa, avem două nări. Și după ce pulverizăm jumătate într-o nară, scoatem clema respectivă și pulverizăm în cealaltă nară. O să facem o demonstrație. Atenție, repet, nu este o seringă. Ce mai este de spus este că este pentru prima dată în România. Înăuntru acestui dispozitiv este un vaccin gripal cu virus viu atenuat, ceea ce aduce după sine niște modificări, pentru că virusul, vaccinul care se injectează este un vaccin cu virus inactiv, mort. În situația vaccinului care se administrează intranazal, este virus viu atenuat. Sunt niște avantaje și niște dezavantaje la utilizarea unui vaccin cu virus viu atenuat. Principalul avantaj este faptul că se obține o imunitate foarte bună și de lungă durată. Principalul dezavantaj este faptul că trebuie să: Lăsăm o lună distanță între două vaccinuri cu virusuri via atenuate. Mai avem o problemă că acest vaccin este puțin mai scump decât vaccinul obișnuit care se administrează intramuscular. El are prețul aproximativ dublu, este undeva în jur de 100 de lei. Și că pentru copiii care fac prima dată în viață acest vaccin gripal și au sub vârsta de 9 ani, trebuie făcute două doze la interval de minim o lună între ele. Manevra de vaccinare nu se face la domiciliu și nu se face de către persoane neautorizate. Ea trebuie făcută de medic sau de asistenta acestuia în urma unei consultații care stabilește că nu există contraindicații. Se scoate acest căpăcel de la dispozitiv, da? și astfel arată uh, dispozitivul pe care îl folosim pentru administrarea vaccinului. În momentul în care se apasă pe piston se face o apăsare bruscă, ceea ce iese arată cu exact ceea ce se întâmplă când folosiți un spray nazal pentru picături atunci când sunteți răciți. În rugăm pe pacient înainte de a face acest vaccin să sufle nasul pentru ca să nu fie în cavitatea nazală secreții sau mucozități care să împiedice difuzia acestui lichid, după care o să administrăm în fiecare nară. Ce vreau să mai atrag atenția, nu trebuie să ne speriem dacă strănutăm. În general, când punem ceva în nas, reflexul este de a strănuta. Sunt persoane foarte sensibile care strănută. Și atunci trebuie să știți să aveți această siguranță. Nu este nicio problemă dacă după administrarea acestui vaccin intranazal copilul strănută pentru că absorbția este foarte rapidă și practic își face efectul aproape imediat în momentul în care se administrează. Și o să, o să împrăștiem punem în nas și facem brusc, într-o dată, scoatem clema și cealaltă jumătate ne ducem în cealaltă nară, facem tot așa dintr-o dată și cu asta basta. Acum avem un pacient vaccinat și sigur că nu se va întâmpla să prindă gripa în acest an. Este de spus că în acest vaccin există patru tulpini de virus gripal, două de tip A, două de tip B, compoziția este internațional valabilă, nu este altfel în România față de alte țări, se stabilește de către Organizația Mondială a Sănătății în fiecare an pentru anul următor și este la dispoziție și acum probabil că va fi la noi în farmacie undeva de la 1 noiembrie. Se poate folosi și pentru cei care nu au voie să facă înțepături. Vaccinul gripal obișnuit care se administrează intramuscular poate fi făcut și subcutanat, dar poate fi un pic mai sensibil. Dar atenție, avem persoane care fac tratament anticoagulant, chiar și copii, sau care au turbură de coagulare, și ca să nu sângereze mai mult, putem să, preferăm, putem să preferăm administrarea intranazală. Bun. Sper că ați reținut. Nu uitați, înainte de orice, citiți cu mare atenție prospectul. Slavă Domnului, aici administrarea se face la medic, medicul de familie, asistenta lui. Așadar, acesta este revoluționarul nou în România, vaccin travalent gripal, iar voi sunteți pe canalul Pacientul 2.0, locul din YouTube unde toate lucrurile sunt validate cu medici, așa cum am făcut-o și astăzi. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum și puneți în comentarii informațiile sau subiectele pe care le-ați vrea tratate. O zi frumoasă, nu uitați să ne urmăriți!